Un cutremur cu adâncime s-a produs ieri în zona seismică Vrancea, care a avut o magnitudine de 5,4 grade pe scara Richter. Seismul s-a stabilit puternic în mai multe zone din țară. Seismologul Gheorghe Mărmureanu a anunțat faptul că nu sunt motive de îngrijorare. Cutremurul cu magnitudinea de 5,4 grade de pe scara Richter a zguduit România și a fost localizat la 56 de kilometri de Buzău. Acesta s-a produs în zona seismică Vrancea la o adâncime de 126,8 kilometri. Profesorul Gheorghe Mărmureanu susține că mișcarea seismică nu are nicio legătură cu inundațiile din sudul Moldovei. Nicio legătură între inundații și cutremurii. Cutremurul ăsta este un cutremur care este s-a îndăpat, este s-a definit mai total, pentru că la mare adâncime și apoi și la magnitudine mare. Pe parcursul anului 2024 au fost înregistrate mai multe seisme în diferite zone ale țării, cele mai multe în Vrancea și Buzău. Niște replici care apare în zone de pariere. Sunt destul de multe, pentru că Vrancea nu era tipul ăsta. A început de la Domnul Sărăin și până undeva dincolo de Focșanț. Să nu spune că știi mai mult, dar noi nu știm. Pentru că trebuie să sunt un joc de forțe absolut necunoscut. Și ultimul lucru mare care a fost cel din care a fost acesta, a cuprins zone pe care altele nu le-au cuprins. Și care niciodată nu le-au cuprins. Deci asta că tot este imperceptibil. Putem să știți că e o știință care este atât de imprecisă, este precisă prin dezastre pe care le face. Dar ca fenomen ca asta, ca fenomen e clar. Dar ca predice, e imposibil practic. Cutremurele au o forță impresionantă și specialiștii spun că oricât de mult și-ar dori, nu pot fi luate măsuri de protecție. Da, Japonia, America, cutremurile mari, da? Vrează și în sală și în primul parte câteva lucruri catastrofare și ce măsuri să iei? Mă rog, ce sigur vin? Decât să construiești ca lumea și oamenii să fie civilizați, dar tu nu poți să oprești. E energia atât de mare încât nu trebuie să instituie. Cutremurul de ieri se înscrie în seria celor normale, potrivit experților. Cel mai puternic seism din ultimii ani a avut o magnitudine de 5,8 pe scara Richter și s-a înregistrat pe 28 octombrie 2018 la ora 3:38 în zona Vrancea.